mulți oameni, nu? 150, mulți. Da, da, copii și adulți. Deci și copii și adulți. Bun. Tot așa, sincer, mai vin copiii fără să fie aduși de părinți? Mai vin din plăcere? Că voi îi simțiți acolo, știi? Da, chiar vin și să vă spun... Unde se aducă, iartă-mă, părinții cu mașina? Hai mă, dă-te jos, faci tu un sport. Da, da, știi da. Cum e, dar eu nu vreau asta, vreau. Dă-te mă jos și... Că așa a vrut tati. Da, sunt. Și să vă spun încă o chestie foarte sinceră. După fiecare apariție la TV și după fiecare competiție sportivă de genul Heroes, copiii încep să vină la sport. Deci chiar... Asta e foarte interesant. Da, 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 da. Mulți dintre sportivi vin aici și spun treaba asta. Cred că am mai povestit-o de 10 ori. Alina Dumitru iese campioană olimpică. Nu, de 20 de ori cred că am povestit-o. Și azi vin în aeroport. Mă, campioană olimpică. Da. Dimineața la 4, așa era zborul. Și când am ieșit, o fetiță ținea o hârtiuță pe care scrie Alina Dumitru. N-a obligat-o nimeni să ducă la... Nu era rudă, nu era neam, nu era din familie. Și a zis, mă, una singură, dacă să ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu Simona, ce s-a întâmplat după ce Simona Halep a urcat. Toate fetițele vreau să ducă la tenis. Hai să vedem cu Popovici acum. Așa și aici, din moment ce sunt galele astea la televizor, da, și oamenii văd și încep să vin la sală copiii... Mie vin copiii în sală și spun, domnule, vreau să fac MMA. Și, domnule, dar nu știu ce e MMA, dar vreau să fac MMA. Băi, tu de unde știi de asta? Știi? Păi a văzut la... Da, da, da. Da, a văzut la televizor, de vor să facă MMA. Chiar că nu au habar ce înseamnă MMA și trebuie să ai o bază din punctul meu de vedere în sportul ăsta. Bine, Florian, poți să ne povestească mult mai multe de treaba asta, nu? La tine vin? Da, eu îi antrenez la karate. E un sport mai cunoscut, așa să zic. Da. Da, toată lumea face karate, ca să zic așa. Dacă îl întreb pe un părinte care e diferența între karate, MMA, jiu-jitsu sau judo... Domnul meu e karatist. Karate, da, face karate. Da, din fericire este un sport pe care părinții îl caută, pentru că este această idee de disciplină. Fiecare sport are, să zic așa, eticheta lui. Corect. La artele marțiale, special la karate, este această idee de disciplină. Corect. La fete a început cu autoapărarea, domnule, asta da, e societatea, da, n-avem ce face, hai să nu ne ascundem și trebuie să învățăm așa. Și la băieți, copiii mai atomici, domnule, da, mai... Da. Da, ideea e că noi antrenăm doar pentru, da, pentru competiții. Pentru viața de zi cu zi, adică chiar s-a schimbat mentalitatea părinților, că asta contează enorm. Domnule, ducem copilul la sport de bătaie, să omoare acolo. Că așa, așa gândeam până acum 20 de ani. Hai, domnule, terminați cu sporturile voastre de contact, îi băgați în cușcă. Adică mentalitatea în acești 20 de ani s-a schimbat a părinților, îi aduc mai ușor, mai lejer la antrenamente sau la o sală dintre aceasta? Dacă mă întrebați pe mine din punctul meu de vedere, slab. Mai putem lucra? Da, mai putem lucra. De slab. Adică, nu știu, îi aduc... uite acum, în perioada școlii au început să vină copiii, da? Dar în vacanță cât au stat, nu. Copiii au la vacanță, le lăsăm două luni câte a durat vacanța școlară. O sportul de performanță nu prea are perioade din astea moarte. Da, uite, venise și Diana și a spus, băi, eu când m-am apucat, toată lumea a început, ea ajungând acum sus, vorba aia, a venit și a spus, eu când m-am apucat, toată lumea s-a uitat cam urât la mine. Adică tu, fată, să intri, să te apuci sportul de contact, cușcă, scârția un pic. Scârție. La băieți, bun, dar la fete și a zis, dar stați puțin, că nu e vorba numai despre asta. Și mi-a zis, uite, am și unghiile făcute. Da. Știi, a zis, adică, uite, se poate. Deci se mai poate lucra la mentalitatea la părinților, părinților. Pentru că toți cei care se uită, vin și spun, sau marea majoritate. A, păi e sport cu bătaie, plin de sânge, dar exact cum spuneai tu, Florian, lumea uită că e disciplină, e autoapărare. În primul rând e o viață frumoasă în sport. Corect. Dar poți să le duci pe amândouă, că toată lumea ce școală, școală, sport, sport, sportul de performanță cu sacrificii. Eu zic că depinde de ce înseamnă performanță. Dacă vrei să faci performanță la nivel înalt, cum ar fi să, într-un sport olimpic, să vrei să fii campion olimpic, eu cred că nu ai cum să duci în același ritm și școala. Pentru că ai foarte multe antrenamente, ai cantonamente, ai deplasări, concursuri, este imposibil să faci două lucruri în paralel. La nivel foarte înalt. Cătălin Chirilă și ne-a spus că el la canotaj e plecat 11 luni. Și a zis, poftim? Cât? Și a zis, da, la Izvorane acolo mi-am amenajat cămăruța mea. Stai un pic, zic că poate ne-am pierdut pe drum. Cum 11 luni? Și a zis, atâta durează la noi cantonamentul. Ok, nu pleacă acum și mai vine peste 11 luni. Da, adunat. Ideea este că orice sport de performanță, de la
cel puțin 16 ani în sus, ai nevoie să faci minim 2 antrenamente pe zi. Și dacă ai școală, automat ori o ai dimineața, ori seara. Și e greu să te duci la școală să ai 2 antrenamente pe zi. Nu zic că unele sporturi necesită 3 antrenamente pe zi. Sau de la 18-20 de ani în sus, clar trebuie să faci 2-3 antrenamente pe zi. Deci, școala îți ocupă foarte mult timp. Dar iarăși vorbim despre o performanță la nivel foarte mare. Așa? Adică la un moment dat, Florian, tu trebuie să decizi? Dacă ajungi la nivelul ăla, la 16 ani, să zicem. Dacă ajungi la nivelul ăla să zici, băi, am șansa să ajung la un moment dat campion olimpic, da, trebuie să decizi, cu siguranță. Nu mai decid mami și tati pentru tine, că ai 16 ani. Da, dar nu ai când, deci repet, școala, vorba lui Gică Hagi, mergeți la școală că ești școala e bună la ceva. Dar când pui în balanță cât timp îți ia școala, cu tot cu teme, cu tot cu mersul efectiv la școală, ca să ajungi campion olimpic, eu zic că e destul de dificil. Școală nu zic 8 clase, 12 clase, adică liceu, facultate și așa mai departe, să ai performanțe, diplome. Știi, vin aici sportivi care urmează să participe la campania de calificare pentru Jocurile Olimpice din la Paris. Și eu mai întreb așa, zic, mai avem, bine, mai e puțin din anul ăsta, zic, e tot 2023 și mai e ceva și din 2024 și el se uită la tine și spune, tu știi cât de puțin timp e? Păi zic, cum că practic ai vreun an și jumate și a zis, stai cu minte că bate la ușă. Noi nu ne dăm seama de aici, stând așa la birou și vorbind, dar ei spun, stai ușor că noi deja începem, zic, deja sunteți pentru 2024, exact cum zici tu, de când ne-am apucat să... Tu ai avut un moment în care ai vrut să te lași, să ți-a fost greu? Da, sincer, adică să spui, băi, gata, nu mai pot. Dacă mi-a fost greu. Nu e că mi-a fost greu. E tot timpul. Nu. Chiar de asta am și ajuns în MMA. Poate dacă aveam mai multe competiții în lupte, poate rămâneam în lupte greco-romane. Dar lipsa competiției în lupte greco-romane m-a făcut să fac pasul către MMA. Că simțeam efectiv că mă antrenez, mergeam la sală zilnic, antrenament, două ore de antrenament, dar fără niciun scop. Nu aveam competiție, nu puteam să măsor puterile. Dar chiar te gândi vreodată, exact cum zici, dacă ar fi fost mai multe competiții, rămâneai acolo? Nu știu, în loc de două, s-fi fost 10 pe an. Nu știu. Nu știu ce să spun acum, dar la momentul respectiv eram foarte bun în ceea ce făceam și cred că rămâneam. Bun, și antrenorul ce a zis când i-ai spus că pleci? Sau cum a fost despărțirea? Că a existat o despărțire de lup. Cum a fost despărțirea? Păi să vă și spun că a fost o despărțire tristă. Nu m-am despărțit până în momentul când am fost la un campionat național unde mi-a rupt clavicula. Deci n-a fost deci deja eu ruptam și în MMA. Și ulterior am fost și la campionatul național de seniori, unde s-a ținut la Reșița și într-un meci. Și acolo ți-ai rupt? Da, am făcut un salt și am căzut pe umăr și când m-a ridicat, efectiv mâna nu mai funcționa. Și atunci am zis, băi, stai așa puțin. N-ai rost pentru un campionat pe an să risc și m-am lăsat de, am zis, gata, stop, lupte greco-romane, ajunge calea de luptător, trecem pe fighter, să zic așa. Deci ai avut momente în care... Da.